promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. Plus TV, plusul tău de imagine. Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Click pe întrebare la 1 Plus TV. Un adevărat eveniment sportiv a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în municipiul nostru. Este vorba de meciurile de calificare în grupele EHF care s-au desfășurat în sala sporturilor din municipiul Târgu Jiu. Echipa noastră de handbal feminin, CSM Târgu Jiu, a reușit o performanță remarcabilă să se califice în grupele acestei cupe europene pentru prima dată în scurta istorie a clubului sportiv municipal Târgu Jiu, o performanță, așa cum am mai spus, remarcabilă, deoarece vine la puțin timp după înființarea acestui club sportiv municipal. Sunt echipe de tradiție în handbal românesc care n-au ajuns vreodată la o astfel de performanță, dar iată că echipa noastră din Târgu Jiu a reușit această performanță într-un timp foarte scurt. Bucurător a fost că într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, a fost un eveniment sportiv, deoarece sala a fost arhiplină la cele două meciuri care s-au desfășurat la Târgu Jiu, atât turul cât și returul cu acceptul echipei oaspete din Suedia au avut loc în sala sporturilor din Târgu Jiu. Și discutăm în această seară despre aceste meciuri, despre acest eveniment, despre ce va urma în perioada următoare. Va fi o perioadă dificilă, cu foarte multe provocări pentru Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu, cu invitatul nostru, Dan Ilieș, președintele secției de handbal. Bună seara și felicitări în primul rând pentru rezultatul remarcabil pe care l-ați obținut. Bună seara! Cum a fost la meci? Senzațional! Sala arhiplină, da, exact. Atmosferă foarte frumoasă. Incredibil a fost, vreau să punctez faptul că este prima echipă nou promovată care a adus asemenea performanță și așa rezultat la nivel național. Tot de remarcat este faptul că în componența echipei noastre au marcat doar jucătoare autohtone, deci de naționalitate română. Singura jucătoare străină a fost Ecaterina Giucheva, care a făcut un meci extraordinar și vreau să o felicit pe această cale, dar de altfel și pe întregul lot, fiecare și-a adus contribuția. Ați văzut și dumneavoastră și multe nume din Târgu Jiu, cu siguranță nu o să uită repede această performanță. Sala a arătat impecabil, lumea la fel, o atmosferă vie și vulcanică, de care zic eu că avem parte în orașul nostru Târgu Jiu. E un lucru extraordinar. Chiar un adevărat meci de cupe europene. Așa adică parcă s-a simțit asta în sală, atmosfera care a fost creată și, bineînțeles, și dăruirea jucătorilor. N-au fost meciuri ușoare. Chiar la ultimul meci care s-a desfășurat, am avut și niște probleme privire la cele două jucătoare, Gavrilă, care a fost eliminată, cartonaș roșu, și Pușcaș, care s-a accidentat din păcate, și mă rog, a trebuit să se
vină cu alte jucătoare de pe bancă care s-au ridicat chiar la așteptărilor. Da. Așa este. Avem un lot, zic eu, competitiv, dar din păcate apar accidentări. Este un handbal, un sport care se joacă în viteză și în forță. Și de contact. De direcție, da, un sport de contact și este inevitabil să nu apară accidentări. Încă nu știm exact ce are Angela Pușcaș. În cel mai scurt timp o să aflăm exact, cu siguranță să facem o să-i facem un RMN. Sper din suflet să nu fie ceva grav, pare accidentare destul de urâtă, am stat de vorbă cu ea, acum ne pare foarte rău, o să fim alături de ea și o să ajutăm cu tot ce putem. Jucătoare de bază și așa care este. A intrat și în atenția echipei naționale, a fost așa, din convocată. O grămadă de accidentări, e în ultima perioadă, să zic așa, o perioadă nefericită pentru ea din punctul acesta de vedere. A avut accidentare și la umăr și în mai multe locuri. Ea e o jucătoare care este 100% tot timpul pe teren și probabil și din această cauză se întâmplă anumite accidentări. Noi dorim să revină cât mai devreme alături de noi. Dar jucătoarele care au intrat și-au făcut datoria? Așa este, și... nu. Au fost și anumite improvizații, anumite schimburi pe posturi pe care le-au gândit cei de pe banca tehnică, stafful nostru, Liviu Andrieș cu Andrei Nache, cu Grigore Albici, îl uităm și pe domnul Petre Tocaru și mai sunt persoane care sunt în spatele echipei, care sunt toate acolo unite și cred că prin această unitate am reușit să facem o performanță mare în echipa, împotriva unei echipe care se bate la campionat. Campionatul Suediei e un campionat puternic, vă dați seama, este pe locul 3 sau 4 din ce știu eu. Și chiar am vorbit cu managerul echipei și spunea că da, în acest an vor să se bată la campionat, deoarece au câștigat și cu Savenhof, o echipă puternică care joacă în Champions League. Și, dar uite că noi am reușit să facem o surpriză frumoasă, zic eu. Și ce cred eu că a fost de asemenea foarte important în obținerea acestei calificări a fost faptul că ați reușit să obțineți aprobarea din partea echipei suedeze ca ambele jocuri tur-retur să se joace la Târgu Jiu. Cred că a contat destul de mult. Și ne bucurăm cu această decizie împreună cu directorul. Asta cred că e reușita staffului clubului sportiv. Eu zic că am negociat destul de bine această variantă și am ieșit din toate punctele de vedere câștigați. Este clar și din punct de vedere financiar și din punct de vedere handbalistic. Nu mai vorbim de cele două spectacole, un weekend perfect, zic eu, în Târgu Jiu. Cu siguranță, dacă jucam în Suedia, vă dați seama că erau foarte puține persoane care ajungeau acolo să ne susțină. Era mult mai mare oboseala, deoarece zbor direct aveam din Belgrad sau din București. Vă dați seama, alte 5-6 ore de mers cu autocarul. Întoarcere la fel, trebuia să programăm meciurile dinainte, să le mutăm într-o altă zi, mă refer la cele din campionat. Însă, cu siguranță, aceste lucruri nu o să se întâmple în grupe, nu cred că o să fie echipe care să accepte să vină să joace două meciuri la noi. Așa că, cu siguranță, o să ne fie destul de greu, dar și frumos. Vă dați seama ce înseamnă pentru noi și pentru toate aceste fete minunate obținerea calificării în grupele europene. E o surpriză incredibilă și un, cum să zic eu, am dovedit că putem și cu o echipă formată din majoritate fete din autohtone, să zic așa, din România, am reușit să ajungem în grupele EHF, o competiție foarte puternică, a doua competiție după Challenge Champion, unde joacă și Rapide și Liga Campionilor. Da. Da, și ce am remarcat că și jucătoarele care au fost transferate în perioada asta de, mă rog, până la începerea campionatului, au fost niște transferuri reușite, adică moldovan, cred că e de cele mai bune, poate, de la... Toate sunt ok, nu vreau să remarc. Din ce am văzut eu acum la meci. Toate transferurile adică... pe care noi le-am făcut, cred că au fost reușite, până la un anumit moment, chiar și transferul din Simone Bohme. Da, ce e cu ea? Că v-am zis că n-a jucat. Da, e în premieră, vă zicem acum, pentru că noi am încercat să ne punem presiune sau să venim cu declarații în spațiu public. Noi am reziliat contractul cu ea. Ea s-a adaptat foarte bine în România. Stilul de viață de aici este diferit față de cel din Danemarca. Antrenamentele îi se păreau prea grele și prea multe. Au fost mai multe probleme legate de
de comunicare dintre noi și ea și în cele din urmă am hotărât de comun acord ca să reziliem contractul. Vor mai veni și alte jucătoare pentru că e nevoie de o bancă mai lungă având în vedere faptul că vei juca și în cupele europene, vei juca și în campionat, așa o să fie destul de dificil. Ieri am sărbătorit puțin, recunosc că după o grămadă de săptămâni în care am pregătit acest joc, pentru că vă spun, absolut toate lucrurile trebuie să fie puse la punct, exact cum ți le cer cei din Federația Europeană. Am vorbit chiar înainte să vin la emisiune, am vorbit cu antrenorul secund și o să avem o discuție foarte serioasă, tot stafful împreună cu antrenorii, să vedem exact încotro ne îndreptăm, pentru că trebuie să strângem rândurile, o să avem nevoie cu siguranță și de bani și de jucătoare noi, pentru că o să fie meciuri odată la 3-4 zile. Exact ceea ce spuneam, nu avem aeroport în Târgu Jiu și atunci trebuie să ne deplasăm. Cel mai apropiat aeroport este cel din Craiova, dar nu știm exact dacă există curse de acolo, da, de la Craiova. Exact. Și atunci trebuie să avem o strategie foarte bună. Acum sunt puțin în vacanță fetele până la începutul lui decembrie, după care cu siguranță o să avem și sărbătorile mai, cum să zic eu, mai potolite din punctul ăsta de vedere, pentru că o să fie fetele la antrenament. Pe 30 decembrie avem meci cu CSM București acasă. S-a întrerupt campionatul acum? Da, s-a întrerupt campionatul, deoarece este o acțiune a Federației Române, nu a Federației Române, de fapt, a Federației Europene, campionatul mondial din Danemarca. Și o să fie întrerupt campionatul normal până în ianuarie, însă noi mai aveam de disputat o etapă împotriva celor de la CSM București și uite că între sărbători o să aducem un cadou frumos acasă, o să jucăm cu CSM București, vă dați seama, sunt sigur cu sala plină, pentru că se știe ce cum să zic eu, ce rivalitate am avut și anul trecut, am pierdut abia la un gol. Un gol, da. Și îi așteptăm, da, o să anunțăm cu siguranță noi atunci mai din scurt, dar e bine și pentru alții să știe care se gândea de ce nu s-a mai jucat meciul de pe 15, trebuia să se joace pe 15 noiembrie. Dar am hotărât și ei având meci în cupele europene și noi având meci în European League, am hotărât de comun acord să mutăm meciul într-o perioadă în care este mai accesibil. Cam greu mă gândesc să găsiți jucătoare libere acum în perioada asta? Noi încercăm să căutăm pe toate părțile, dar adică e o perioadă asta de liberă în care noi nu prea ne permitem să avem timp de știu eu, de vacanță. Da. Este clar pentru noi să facem tot posibilul să ne dăm peste cap, să luăm măcar 2-3 jucătoare, cel puțin ar trebui din punctul meu de vedere 3 jucătoare de valoare ca să poată să vină lângă echipa noastră, să vedem cum se și integrează. O să fie un an complicat. Pe 6 ianuarie începe deja prima etapă. Vom vedea. Joi e tragerea la sorți. Vom ști exact cu ce echipe vom cădea. Da, vom ști exact. Și atunci ne putem face foarte bine un traseu, un program, să vorbim și cu echipele din campionatul românesc, să vedem cum o să putem să mutăm meciurile. Este clar, avem o prioritate în acest sens. Și atunci rămâne de văzut. Pentru noi vin toate lucrurile noi, de pe zi pe alta, fiind o echipă înființată în urmă cu 4 ani, sunt așa multe lucruri pe care trebuie să le învățăm și creștem, zic eu și vorbeam cu mai mulți prieteni, creștem de la o zi la alta, parcă prea repede. Există și reversul medaliei, câteodată atunci când crești așa repede, poate la anul nu o să mai fim cupele europene, și, adică e o șansă destul de mare. Asta să fie o dezamăgire pentru... Și pentru unii o să fie o dezamăgire, dar nu trebuie să uităm de unde am plecat și cum am plecat. Acum aș dau seama oamenii că avem un campionat foarte, foarte puternic, vă dați seama dacă noi am reușit să învingem ambele meciuri împotriva unei echipe din Suedia care se bate la campionat anul acesta. Asta demonstrează faptul că campionatul din intern este un campionat foarte puternic și știe toată lumea cu ce jucătoare și... Da, și ce trebuie punctat că s-a reușit victoria sau victoriile în ambele meciuri cu echipe, cu jucătoare autohtone românce, da. Nu cu jucătoare aduse din afară, pe bani grei. Cred că suntem singura echipă, cu siguranță singura echipă din România, dar și celelalte echipe din Europa care s-au calificat nu prea cred că au doar de jucătoare din propria țară.
țară. E singura portăriță care este din Bulgaria, din Bulgaria. Vecina noastră. Dar sincer și ea și Zinatulina care au mai rămas. Și Zinatulina care nu și-a luat cetățenia, că știu că e de mult. Da, e de 8 ani, încă nu a reușit să-și ia, dar vorbește foarte bine românește. Știu că am terminat și liceul, nu aici la Târgu Jiu. Da, așa, a luat și bacalaureat. Da. La fel și Ecaterina Giocheva vorbește română foarte bine. Asta e un plus pentru noi, că ne înțelegem toți, suntem pe aceeași lungime de undă. Va însemna și calificarea aceasta în grupele EHF, va însemna și o sumă de bani care va intra în contul echipei noastre? Nu, din ce știu eu, nu. Poate greșesc, că n-am mai fost niciodată din punct de vedere al conducere, să zic așa, ca și jucător. Am mai jucat în cupe europene. Deci nu e ca la fotbal. Nu, da, vă dați seama, dacă era ca la fotbal, era extraordinar. Nu, nu vor exista, vor exista foarte multe cheltuieli. În schimb, și atunci sper din suflet să fie aproape de noi, să vină și Consiliul Județean și alți oameni importanți din Târgu Jiu, pentru că cei care au fost prezenți la Sala Sporturilor au văzut o atmosferă incredibilă, toată lumea a făcut poze, toată lumea a fost minunată de cât de frumoasă este sala și cât pot să transmită aceste fete prin dăruirea pe care au avut-o, prin atitudine. Și vă dați seama, se vorbea chiar ieri, cred că aproape tot Târgu Jiu se vorbea despre această calificare. E un lucru extraordinar, mă bucură și ne și obligă într-un fel și de asta, pe această cale fac o... un apel, să zic, așa, și sunt sigur că o să vină lângă noi și Consiliul Județean și să vedem în ce. Cam ce, cât va însemna? Nu v-ați făcut calcule? Bine că nu se știe acum unde se vor face deplasările. 3 deplasări vor fi, da? Da, în funcție de deplasări vă dați seama. Dacă există echipe din Ungaria, Croația, Norvegia, din ce știu, 3 echipe, Franța, vă dați seama, putem să prindem deplasări foarte în Spania, deplasări lungi și în funcție de asta bugetul se mărește sau nu. Dar costă foarte mult și meciurile de acasă, cele care sunt organizate acasă, sunt anumite costuri în plus, sunt anumite cerințe diferite și noi chiar față de faza a treia de calificare a grupelor. Există pentru time-out acele buzzere, cum se numesc, în care nu mai pui cartonașul de time-out pe masă și apeși buzzerul și trebuie să fie cuplat la tabele. O grămadă de lucruri pe care noi trebuie să le facem. Suprafața de joc care trebuie montată. Montată, demontată după aceea și o să fie, să zic așa, destul de complicat, dar sper să facem față cu brio. Da, dar oricum sala a arătat și suprafața de joc a fost arătată impecabil, parcă a fost altfel cu... Da, ai nevoie de LED-uri pe lateral pentru reclame, nu ai voie cu bannere, cu alte lucruri. Sunt anumite condiții ca să fie, cum să zic eu, toată lumea mulțumită, toată lumea în siguranță, la fel condițiile de siguranță trebuie să fie stricte. Ne-am bucurat că n-am avut niciun fel de problemă la meciurile din weekend. Am avut ceva emoții și am avut multe de învățat. În primul meci s-au mai făcut anumite mici greșeli, dar în al doilea joc, să zic eu așa, tot a funcționat impecabil. Acum făceam și glume, ziceam normal, primul meci era considerat în Suedia și poate. Dar era tot la noi acasă și am zis, până la urmă, da, ne-am comportat mai bine a doua zi și era normal când era meciul la noi acasă. Chiar și cu prezentarea, care e o prezentare bine pusă la punct, pe minute, se intră pe imnul european, după aceea se prezintă arbitrii, observatorul, jucătorii cu echipa adversă, prima dată câte unul pe rând. Ați văzut, a fost extraordinar. Acum în grupă o să trebuiască să avem și alte steaguri, alte... Da. Ce veți face în campionat? Pentru că se știe că echipele care luptă pe două fronturi au anumite probleme în campionat. Este destul de dificil și nici nu ocupăm un loc, nu știu, foarte bun. Așa este, într-adevăr, sunt nevoie să repet acest lucru. În campionat sunt cel puțin la fel de tari meciurile cum sunt în cupele europene, pentru că s-a văzut și se vede cu cine ne bate, să zic așa. Toate echipele s-au întărit anul acesta, toate echipele încearcă să-și ia măsuri de precauție. Cel cu care noi ne batem acolo în subsolul clasamentului, pentru că noi știam și anticipam încă de la început că o să fie foarte greu și iar obiectivul este să rămânem în prima ligă și în acest an. A venit în plus această cupă europeană, de fapt este, da, o ligă europeană, așa se numește,
Liga Europeană, care ne dă puțin peste cap. Trebuie să ne regândim strategia, să vedem exact cum facem, pentru că ne dorim din suflet să rămânem și la anul pe prima scenă în campionatul românesc și acest lucru cu siguranță nu o să fie ușor. Deci este clar că nu putem trata nici măcar o secundă, știu eu, să scădem așa ritmul nostru, nici măcar o secundă nu ne putem relaxa. Vom vedea ce va fi, vreau să iau lucrurile pe rând. Acum o să facem strategia să vedem exact de joi încolo, după ce aflăm unde și ce deplasări vom face, care va fi ordinea, unde vom da cum jucăm. Cu de treabă cu organizarea deplasărilor. Da, sunt multe lucruri de făcut, plus că nu există numai echipa de handbal senioare. Noi, în continuare, luna aceasta să fie o lună foarte ocupată cu echipele de juniori, de basket, echipa de seniori, continuă campionatul. Echipele de tineret, adică toată lumea are activitate de junioare, sunt 24 de echipe, vă dați seama, acest club și toate necesită, știu eu, condițiile propice pentru a juca. Și da, deci nu suntem, cum sunt poate alte echipe, 10 oameni la o singură echipă, noi suntem 8 oameni la 24 de echipe. Da, cel puțin mă gândesc că la handbal poți să, adică există niște condiții propice pentru a face performanță, mai ales că este și rezultatul acesta deosebit, calificarea în aceste cupe europene pentru junioare, fetele, senioarele sunt niște modele și își doresc să ajungă ca ele. În perioada următoare credeți că vor fi jucătoare care vor face pasul de la junior către senior? Sunt jucătoare de valoare? Noi asta ne dorim, da, avem jucătoare de valoare. Într-adevăr, încă ca și vârstă sunt mici, deci ar trebui să mai parcurgă undeva un 2-3 ani de zile ca să ajungă la o maturitate și la o constituție fizică, să zic, până la urmă, adecvată jocului de handbal. După cum vă spuneam, un joc în viteză, un joc foarte fizic, să zic așa, de contact. Sunt jucătoare talentate, au șanse foarte, foarte bune. Rămâne de văzut, rămâne poate și ține de noroc, de mai multe lucruri, de cât de mult se pregătesc, cât de mult își doresc acest lucru. Noi, vă dați seama, suntem aproape de ele. Noi așa am și pornit la drum cu copiii, cu juniorii. Până la urmă, acesta a fost gândul pentru care am făcut acest proiect CSM Târgu Jiu. Dar uite că, la fel cum spunea un antrenor, îi spunea domnului director, zice, atunci când locomotiva merge, trage în spate vagoanele. Un lucru extraordinar. Chiar ieri vorbeam despre acest lucru și trebuie să rămânem cu capul pe umeri, trebuie să rămânem modești, pentru că, până la urmă, așa trebuie să fii ca sportiv, așa trebuie să am avut, cu o paranteză, am avut foarte multe de învățat de la observatorul și de la cei doi arbitri care au venit acum la meci, oameni tineri. Da, și un arbitraj cel puțin a fost la cel de-al doilea meci, n-a reușit să ajung la primul, mi s-a părut arbitrajul impecabil. Exact, nu, cu tendințe, arbitrajul a fost un arbitraj de valoare până la urmă și pe această cale le mulțumesc, nu știu dacă o să uite la emisiune la noi, dar cine știe. Am avut o relație normală, i-am primit cu bine, chiar au zis că au fost foarte bine primiți în Târgu Jiu și la fel și echipa din Suedia a plecat cu un gust foarte bun, să zic așa, au avut cele mai chiar dacă au fost învinse în cele două meci. Altfel, au părut după meci, adică nu au fost nicio problemă, ele văd altfel lucrurile, cu siguranță, datorită educației pe care o au. Au fost foarte relaxate, le-a plăcut orașul, au vizitat operele lui Brâncuș, am avut în permanență un ghid cu ele, chiar fata domnului Băleț, care știe foarte bine engleza și a putut să le explice tot, despre tot ce e nevoie. Am lucrat cu o grămadă de voluntari pentru că meciuri de astfel, de asemenea mărime, să zic așa, de asemenea importanță, trebuie mulți oameni. Și vreau să-i felicit pe această cale pe cei de la pază și protecție, vreau să-i felicit și pe jandarmi, pentru că cei de la jandarmerie au fost incredibili, au fost tot timpul alături de noi, prezenți, n-au fost deloc probleme. Da, bine, poliția locală, da. Avem un public așa de... Plus pe cei de la sala sporturilor care ne-au ajutat mult și ne-au susținut, angajații de acolo, mulțumesc pe această cale. Deci ne-am unit cumva toți ca să iasă un rezultat bun și până la urmă s-a văzut. Ați purtat discuții cu cei de la primărie pentru a
asigura cheltuielile acestea în plus care vor veni, pentru că au fost și de aici o serie de discuții că nu se va putea suporta. Da, că... de multe ori sunt discuții înainte, oamenii se grăbesc și vorbesc, să zic așa, în necunoștință de cauză. Trebuie să le mulțumesc pe această cale și primăriei și domnului primar care a fost aproape de la început și în fiecare zi stăm de vorbă și ne susține pentru schimbarea iluminatului. Ați văzut, au fost LED-uri noi în sală. Da, lumina s-a văzut că a fost mai puternică, mai bună. La fel, s-au schimbat plasele din spatele porților pentru că e o cerință de a fi negre. Mai multe lucruri s-au făcut la sala sporturilor și uite că s-a reușit, să zic așa, să se joace în Târgu Jiu și cu siguranță și în grupe vom juca în Târgu Jiu. E un lucru extraordinar pentru oraș. Vă dați seama ce ar fi însemnat să jucăm pe la Vâlcea sau pe la Craiova. Nu era chiar potrivit, deși sunt sigur că veneau și acolo foarte mulți suporteri. Dar altfel și altceva este atunci când joci în propria sală. Până la urmă, pentru Târgu Jien jucăm, suntem de aici și ne bucurăm că am reușit și ne-a susținut cu mai multe cheltuieli, chiar și cu acele LED-uri de pe margine care costă foarte mult de închiriat. Probabil în viitor poate să ne cumpărăm unele, pentru că arată extraordinar, schimbă mult aspectul unui fel de sport. Lucruri care atrag. Cine vine și cine a venit poate pentru prima oară la acest meci au fost impresionați oamenii și au zis că este incredibil și cu siguranță o să se întoarcă. Și cheltuielile viitoare pentru deplasări, pentru tot ce înseamnă cupele europene, nu vor fi probleme, n-a fi suportate de, da, nu știu, primărie, de cine, mă gândesc că acum ați reușit să atrageți și niște bani și din vânzarea de bilete, că a așa fost este, sala plină. Sunt, da. Așa este, nu sunt niște sume colosale, pentru că sunt costurile destul de ridicate. Cred că cea mai mare economie am făcut-o din faptul că nu ne-am deplasat în Suedia, vă dați seama ce înseamnă mergi bilete de avion, cazare, masă, niște costuri destul de mari. Se știe că în țările nordice sunt costurile mult mai mari decât aici, în țară. Și costurile, până în acest moment, nu am avut probleme, ne-au susținut. Mă gândesc că va fi nevoie de o suplimentare a bugetului. Cu siguranță, vă dați seama, sunt 6 meciuri în plus, exact despre ce vorbeam, avem nevoie de jucătoare noi și atunci este clar că avem nevoie și de alți bani. Bugetele oricum sunt făcute la începutul anului, nu am anticipat noi la începutul anului că vom prinde cupe europene. Atunci, normal că avem nevoie de anumite rectificări. Sponsori interesați să mai vină alături de echipă? Da, mai sunt sponsori interesați, sunt oameni care m-au ajutat și care ne-au ajutat dezinteresat, să zic așa, fără să fie văzuți din spate. Și n-au avut pretenții să fie exact, pe tricouă. Steagurile, cele 6 steaguri frumoase au fost făcute gratuit de către un prieten al nostru care ne-a ajutat tot timpul cu o tipografie foarte mare, să zic așa, și nu vreau să-i dau numele, dar îi mulțumesc. La fel, mai multe eforturi care s-au făcut de oameni de bine, să zic așa, și care, alături de sponsorii, e Artego, care e de când la lumea lângă noi, oameni care ne ajută cu sălile de forță. Adică am reușit să facem și să vină alături de noi și alți oameni de bine. Adică nu doar primăria, să fie și sponsor. Ați făcut o estimare a sumelor de cât ar fi nevoie în plus sau încă nu? Încă nu. Nu știți? S-a fost prea de vreme, ieri am vrut să sărbătorim puțin. Și nu știți nici unde veți merge să jucați de plin. Dacă mergeți în Ungaria mai aproape, dacă mergeți în Norvegia. Asta vă zic, da. Scoțele cu siguranță se dublează și atunci așteptăm prima dată să vedem cu ce echipă să jucăm. Și în funcție de acest lucru o să creionăm exact cât mai aproape să vedem ce costuri sunt, dar așa, dintr-o estimare, cu siguranță peste 100.000 de euro e clar pentru cele 6 jocuri, cu minim, să zic așa. Da. Plus că mai nu mai vorbim de jucătoare. De jucătoare, da, care... Exact. Asta bine, mă refer doar la costuri despre ce ar însemna poate deplasările și meciurile de acasă. Bine, mă gândesc că dacă a plecat Bome, trebuie să vină cineva în loc, nu sunt, mă rog, alte jucătoare, nu. Am spus, este foarte greu și vorbim cu cei care au experiență în cupele europene și toți ne sugerează, de fapt să știm și noi că trebuie să ne întărim pentru că o să ne fie foarte greu să facem față și în campionat și în cupe, o să vină și Cupa României, deci să joci pe trei fronturi, cu siguranță nu este ușor, dar de asta suntem aici, o să facem tot ce e posibil
Să sperăm să ieșim cu fruntea sus din toate competițiile, să ne întâlnim peste ceva timp, să zicem, uite, dacă am reușit să trecem. Și am înțeles și că va fi, vă veți putea baza în viitor și pe serviciile unei jucătoare care a fost accidentată, Ira Zinatulina, nu? Da, bine? A revenit la antrenamente? Da, a revenit la antrenamente, nu am forțat pentru aceste două jocuri, era totuși o perioadă, să zic eu așa, destul de scurtă ca și timp, ea fiind o foarte mare luptătoare, a tras bine la, să zic eu, s-a pregătit, să zic, în plus, deși oricum trebuie să faci două antrenamente pe zi în perioada de recuperare. Ea vine după operație de ligament. Mai lungă, da, operație. Probabil în meciul, dacă totul e ok și nu se întâmplă alte probleme, în meciul cu CSM București va debuta. Va reveni pe teren. Da. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc. Și felicitări încă o dată pentru performanța deosebită pe care ați obținut-o. Și mult succes în meciurile din Cupele Europene. Da, așteptăm la următoarele evenimente, nu doar la handbal, și la basket, și la fotbal, pentru că toate sporturile sunt frumoase. Și e păcat să nu venim când se joacă aici în Târgu Jiu. Da, și ce pe mine mă mai bucură și pe lângă aceste rezultate deosebite și faptul că atunci când vezi prin oraș copii, tineri în tricourile CSM Târgu Jiu cu echipamentele clubului, înseamnă că se întâmplă ceva bine la clubul acesta, că vin tineri, lasă deoparte, nu știu, telefoanele, laptopurile și alte lucruri de felul acesta, se dedică sportului și cred că asta e îmbucurător și este foarte important. E clar. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine seară tot aici la 1+ TV. Promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. 1+ TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1+ TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.